Bine te regăsesc, iubitor de carte! Am astăzi o recomandare care e atât de potrivită pentru vremurile pe care le trăim acum. E o carte, cumva, pe care fiecare dintre noi, dacă n-a parcurs-o până acum, acum sigur e vremea ei. Comunicare non-violentă, Marshall Rosenberg, un limbaj al vieții. Dragii mei, este o carte absolut genială. Ne învață cum să comunicăm cu cel de lângă noi pentru a evita conflictele și a relaționa armonios și a cumva ne aduce într-o stare în care îl înțelegem pe celălalt și îl ajutăm și îl susținem, în care celălalt face același lucru vis-a-vis de noi. Casa editorială Ponte, 2014. Cei mai mulți dintre noi au fost educați încă de la naștere să concurăm, să judecăm, să emitem pretenții, să diagnosticăm, să gândim și să comunicăm în termen de corect sau greșit cu cei ce ne înconjoară. În cel mai bun caz, modul uzual în care gândim și ne exprimăm blochează acest flux al comunicării și dă naștere la neînțelegeri și frustrare noi înșine și în ceilalți. Fără să vrem, până și persoanele cu cele mai bune intenții generează conflicte. În această seară, poate te gândești să-ți comanzi cartea, Marshall Rosenberg este fondatorul și directorul de servicii educaționale Center of Nonviolent Communication, organizație internațională de promovare a păcii, autorul Speak Peace in a World of Conflict. De ce spun că e o carte potrivită pentru aceste vremuri? A folosit prima dată tehnica aceasta de comunicare nonviolentă în anii 60 în proiecte de integrare școlară finanțate de statul american, rolul său fiind acela de susținere, de comunicare și susținerea comunicării non-violente și mediere. A fondat Center of Nonviolent Communication în anul 1984. Organizația are astăzi peste 200 de traineri în 35 de țări. Aceasta este prezentă inclusiv în țara noastră, în România. Ce ne învață Marshall Rosenberg într-o comunicare? Este foarte important să parcurgem 4 pași într-o comunicare non-violentă. Mai întâi avem nevoie să observăm. Să observăm ce văd, ce aud, ce simt, cum contribuie acestea la starea mea când văd și aud ceva în jurul meu. Am nevoie să observ. Mai apoi am nevoie să-mi dau seama cum mă simt și ce emoții mă încearcă atunci când văd ceea ce văd, când aud ceea ce aud, cum mă simt. Cel de-al treilea pas este să-mi clarific nevoia mea. Care sunt valorile mele, care sunt așteptările într-un fel, care sunt exact așa nevoile mele în acest context. Pentru că am nevoie de, și mai apoi al patrulea pas, care sunt cerințele mele către celălalt. Acțiuni concrete pe care aș vrea să le întreprindă celălalt. Ai fi dispus să, pentru a comunica non-violent și a avea o legătură, relaționare bună cu celălalt, e musai să observăm, e musai să vedem cum ne simțim, e musai să cântărim care sunt valorile și ce avem noi nevoie și mai apoi să cerem de la celălalt în acest context. Este o carte genială, cu foarte multe exemple, cu foarte multe lucruri. 4 posibile reacții la un mesaj negativ. Când aflăm un mesaj negativ, unii ne culpabilizăm, alții învinovățim alte persoane, alții se identifică cu propriile sentimente și nevoi sau ne concentrăm asupra sentimentelor și nevoilor celorlalte persoane. Rosenberg este genial prin acest mod de a ne dărui acest mijloc de a comunica non-violent. Acest mijloc de a înțelege cu adevărat care sunt nevoile noastre, de a vedea care sunt nevoile celuilalt, de a ne putea exprima aceste nevoi. În carte am auzit, în capitolul cea mai înaltă formă de inteligență umană, filozoful indian Krishnamurti a afirmat la un moment dat că a observa fără a evolua este cea mai înaltă treaptă și formă de inteligență umană. Câtă nevoie avem acum, mai mult parcă ca niciodată, să nu judecăm, ci să ne ținem aproape într-o cooperare și comunicare eficientă. Comunicarea non-violentă, Marshall Rosenberg, un limbaj al vieții, este o carte care parcă-i venită
acum, pentru vremea de acum, să ne facă cumva să ne adaptăm mai bine, să înțelegem mai bine și să ne înțelegem mai bine pe noi prin a observa, prin a ne da seama ce simțim, prin a clarifica care sunt nevoile și a ne exprima cerințele către ceilalți. În acest fel, dacă vom proceda în acești pași, pe acești pași, dacă îi vom urma, cu siguranță relațiile noastre se vor îmbătăți, pentru că atunci când știu ce vreau și comunic felul în care mă simt celuilalt, empatizăm, manifestăm compasiune, înțelegere și reușim să ne înțelegem mult mai bine. Mulțumesc pentru că ne însoțim aici. E o carte care n-are voie să lipsească din biblioteca noastră în această vreme. Te îmbrățișez, toate cele bune, iubitor de carte!